Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim foarte mult pentru toate vizualizările și pentru feedback-ul pe care ne-l dați. Încercăm de fiecare dată să găsim cărți care să se potrivească tuturor gusturilor. Acum nu știu dacă de fiecare dată nimerim varianta câștigătoare, dar facem lucrul acesta cu pasiune și sper să se vadă în fiecare recenzie pe care o edităm și o trimitem către voi. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre genul fantasy, un gen cu care mă identific și care îmi place extraordinar de mult. Atunci când avem și eroine foarte puternice, avem și eroi foarte seducători și o acțiune dinamică, antrenantă, sunt convinsă că acea carte o să fie pe gustul meu și de cele mai multe ori nu m-am înșelat în alegerile pe care le-am făcut. Așa că astăzi vreau să vă recomand o carte pe care cu siguranță ați văzut-o. Cei care au social media au văzut foarte bine cum editura RAO a circulat această informație pe toate canalele lor. Aici mă refer la Regatul Flăcărilor Argintii. Este volumul 4 scris de Sarah J. Maas din seria Regatul Spinilor și a Trandafirilor. Cu siguranță cei care iubesc fantasy au auzit de această serie și de universul minunat pe care Sarah l-a conturat. De fapt, aici vorbim nu doar de univers, vorbim și de personaje, pentru că în mod inevitabil, în momentul în care îți place universul creat, îți plac foarte mult și personajele, te identifici cu ele, iubești alături de ele, râzi alături de ele și este inevitabil să nu vrei să faci parte din acea lume. Cred că acest lucru se întâmplă cu toți iubitorii de fantasy în momentul în care citesc Regatul Spinilor și a Trandafirilor. Și pot să spun că în calitate de fan, un fan destul de înrăit al serii, așteptam această carte cu sufletul la gură. Pentru că după prima trilogie, după seria dedicată lui Feyre și lui Rhys, am avut parte doar de o novelă. O novelă care a fost atât de scurtă și, sincer, nu a transmis exact ce aș fi vrut eu să-mi transmit. Mi-a transmis într-adevăr că toată lumea e bine, că încearcă să se vindece și să meargă mai departe, dar nu pot să zic că mi-a dat un preview foarte mare asupra acțiunii sau ce se va întâmpla în continuare cu personajele noastre. De sincer, aveam nevoie de cartea asta. Aveam nevoie de cartea asta nu doar pentru a afla cine o să fie viitorul cuplu, pentru că deja știam acest aspect. Aveam nevoie să știu ce se întâmplă cu toți, ce se întâmplă cu Velaris, ce se întâmplă cu regatele, cum vor să restabilească pacea, ce alți dușmani o să mai apară, pentru că știm clar că după un asemenea război nu putea să se pună vreodată problema ca totul să fie în armonie. Așa că, evident, Sarah a tot căutat și a tot căutat noi intrigi din ce în ce mai complicate, astfel încât să ne facă să stăm alături de personaje până la ultima pagină. Evident, eu asta am făcut. Eu mi-am luat cartea în momentul în care a apărut în engleză, pentru că nu am putut să aștept. De fapt, întâi am citit-o pe Kindle, după aceea mi-am luat-o în engleză și acum o am și în română, pentru că sunt destul de obsedat de seria asta și mi-am propus să o am atât în română cât și în engleză și mai gândesc unde să le mai pun, cred că este cea mai mare problemă a mea momentan. În fine, din nou m-am bat de la subiect. Vă propun spre lectură Regatul Flăcărilor Argintii. A Court of Silver Flames este o carte puțin diferită de restul cărților din prima trilogie, în ideea în care este foarte groasă, după cum vedeți, dacă nu mă înșel, pe care niciodată n-am stat să... Are 760 de pagini, de 760 de pagini în română și în engleză am impresia că era undeva pe la 80 și ceva. În fine, nu asta este important. Este o carte foarte, foarte complexă, destul de complicată așa în acțiune și Sarah cred că a vrut să facă foarte multe chestii cu această carte și până la urmă eu cred că i-a ieșit. Nu este
Să nu credeți că zic că este o capodoperă literală. Nu, este departe de a fi o capodoperă literală, doar că este, mie mi-a plăcut, pe mine m-a prins. Am citit-o într-o perioadă în care abia așteptam să o am, să fie a mea, încă nu cred că am respirat vreo 4 zile sau nu știu cât mi-a luat să o termin. În centru acțiunii este Nesta. Ea este sora Feirei. O știți, cea nesuferită, cea cu care se certa mereu, cea care nu-i convenea nimic, care era foarte greu de digerat și de suportat de către toată lumea de la curte. Ea practic nu prea se înțelegea cu nimeni, nu își accepta soarta de a fi fei, exact cum erau și surorile ei. A fost foarte reticentă, a fost de-a dreptul needucată, dacă mă întrebați pe mine, și Feira de fiecare dată trebuia să îi acorde mai multă atenție, să aibă să nu facă vă prostie sau... Adică mereu a încercat să o țină în frâu, pentru că avea o fire destul de ciudată, destul de greu de controlat. Partenerul ei în această acțiune foarte dinamică este Cassian. Îl știți pe Cassian, este protagonistul nostru minunat, prieten cu Riz și cu Azriel. Încă din primele cărți, într-un fel, eu am dedus că Nesta va alcătui un cuplu cu Cassian. Eram convinsă că o să fie foarte greu, foarte greu ca aceasta să se adeverească, pentru că Nesta a fost încăpăsânată de la cap la coadă. Adică vă pot spune că fix de la prima pagină până la 600 sau o chestie de genul ăsta, nu știu, să mint, e mult mai spre finalul poveștii, a fost foarte greu ca Nesta să accepte această relație. Dar eu cred că această carte a ajutat foarte mult personajul să se justifice, să ne spună de ce s-a purtat așa, care a fost triggerul ei pentru care a avut această atitudine. Nu știu cum să zic, într-un fel m-a făcut să o văd diferit, dar asta nu înseamnă că s-a ridicat extraordinar în preferințele mele. Da, Nesta este un temperament total diferit față de Feira și față de Elin. Nu o văd în continuare atât de specială, dar într-un fel am reușit să o înțeleg și am spune că momentan ne agrem. Adică, sau, mă rog, nu ia pe mine, eu pe ea. Dar suntem într-o relație în care ne agrem și să spunem că pot să dau pagina mai încolo și să... văd un capitol cu ea fără să dau peste cap să spun iar Nesta. E ok. Adică în această carte mi-a plăcut foarte mult modul în care a evoluat, modul în care s-a justificat, modul în care s-a schimbat. Nu este perfect, este departe de a fi perfectă, dar chiar consider că această relație pe care a avut-o cu Cassian și întâmplările prin care cei doi au trecut împreună, dar și separat, i-a ajutat să se dezvolte și m-a ajutat pe mine, în calitate de cititor, să înțeleg și nu să iubesc, să spun, da, sunt cuplul meu preferat, pentru că ei nu există, adică nu știu dacă pot să-mi aduci pe altcineva mai... Nu vreau să zic mai minunat, nu există mai minunat, care să îi egaleze pe Riz și pe Feira. Deci în ochii mei nu există așa ceva. Dar mi-a plăcut acțiunea, deși pe dialoguri cred că ar mai fi putut fi scurtată. Acum, nu știu, cred că atunci când am citit-o eram atât de fermecată încât n-am stat să mă mai plâng că am citit o pagină sau un capitol în plus. Ce pot să vă spun este că relația lor este foarte, foarte spuciumată, avem dramă, avem foarte multe scene de dragoste, mai multe scene de dragoste decât am avut în toate cărțile Sarei. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că a avut inspirație. În fine, mi s-au părut unele chiar mai mult decât ar fi fost cazul, dar aparent, adică din recenzii am observat că lumea n-a avut nimic împotriva acestor scene. Mie mi s-au părut cam multe, unele inutile, în fine, sunt eu hater.
Este o carte bună, este o carte pe care o așteptam. Este o carte de care aveam nevoie din universul Sarei și îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a adus din nou personajele preferate și mai ales o să vedeți că pe lângă Nesta și Cassian, evident, apar personajele noastre, personajele cu care ne-am obișnuit în prima serie și sincer cred că pentru asta îi mulțumesc cel mai mult că am putut să-l văd iar pe Riz, am putut să o văd pe Feyre, i-am văzut pe toți împreună și au fost foarte, foarte multe, adică nu mă așteptam să fie atât de unite cuplurile și din nou să fie, adică să fie o legătură atât de strânsă între ele. Am crezut că poate Nesta o să aibă un curs al ei, dar nu. Aparent, cursul ei, al vieții ei, este strâns legat de Velaris, de oamenii de acolo și de surorile ei. Lucru care nu poate decât să mă încânte și să vă rog să citiți această carte, pentru că este o carte foarte relaxantă, o carte de care sigur aveți nevoie, mai ales în perioadele foarte stresante și, în plus, ne aduce personajele noastre preferate înapoi. Lucru care nu poate decât să mă facă să sar de bucurie și să fiu extrem de veselă pentru acest lucru. Deci, vă doresc o lectură cât mai plăcută!